Zeci de sărbări de sfârșit de an școlar au avut loc și în școlile de pe Valea Prahovei. La Bușteni, elevii claselor 1-8 au pregătit adevărate spectacole prin care au vrut să marcheze trecerea a încă unui an de studii. Cei mai buni dintre elevi au fost recompensați, bineînțeles, cu diplomă și premii în bani. Sorica Alexandra, premiul în 300 de lei. Felicitări! Acum te-ai liniștit, mersi! Copiii au așteptat cu nerăbdare vacanța de vară, dar spun că le va fi dor de colegii de clasă. Voi să plec la bunici, o să mă duc în excursii, multe. Nu o să-ți fie dor de colegi? Ba da. Mi-a plăcut că am mai multe premii, dar îmi pare rău că plec. O să-ți fie dor de colegi? Da, poate mult, dar oricum mai întâlnesc cu ei prin vacanță, prin parc, la ziua mea. Mă supăr un pic că se termină școala, că mi-a plăcut foarte mult anul ăsta. Profesorii spun că au avut o generație care a făcut 500 școli și a adus 10 de premii județene și naționale. Am avut niște elevi extraordinari. Se vede munca și a profesorilor și a copiilor. Și bineînțeles și părinții care stau cu gura pe ei să învețe. Elevii au primit coronițe și au oferit scurte scenete și în sălile de curs, dar totul cu gândul la vacanța de vară, de care vor profita din plin.